Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție specială 360 de grade. În ultimii ani, fenomenele paranormale s-au intensificat. Cazuri uluitoare de poltergeist, posesie, apariții și dispariții stranii se manifestă din ce în ce mai des. Dacă în cazul bântuirilor, cei plecați în lumea de dincolo îi vizitează pe cei vii, în cazurile de tip poltergeist este posibil ca fantomele să nu existe propriu-zis, ci doar o formă puternică și incontrolabilă de psihochinezie. Ce generează apariția acestor fenomene și la ce să ne așteptăm, la o intensificare sau la o reducere semnificativă, vom afla în această seară de la invitații noștri Liviu Andronovici, Marian Golea și Cristian Pompei. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit. De ce s-au intensificat fenomenele paranormale în ultima perioadă? Ne spuneați, domnule Andronovici, că au fost mai multe etape. A fost odată 1990, apoi 2010 și au culminat cu 2012. Da, când e, știți, povestea care s-a întins de la americani că se produc mari probleme pe pământ, sfârșitul pământ, ceea ce știți bine că nu e adevărat. Dinainte știau mulți că nu se va încheia pământul, că istoria pământului se termină așa dintr-o dată, brusc nu dispare, ci urmează o transformare. Foarte importantă, acea transformare se petrece în momentul de față, dar știți că orice schimbare se petrece cu o pregătire. Ei, acea pregătire înseamnă niște pași făcuți pe această, pe acest drum, în sensul că apar modificări de câmp electromagnetic al Pământului, scade, modificări ale Soarelui, explozii solare, în ultimii 2 ani cel puțin, chiar și NASA ne-a anunțat că au ajuns la un maxim, 2013-2014. Rezonanța Schumann se modifică, iarăși crește. Deci se modifică timpul. Deci toate presiunea, umiditatea, timpul. Cei care sunt meteodependenți au probleme de sănătate în momentul de față. Inimă, coloană, respirație, dureri de cap. Deci toate astea se întâmplă din ce în ce mai des. De ce? Că se modifică presiunea și câmpul electromagnetic al Pământului. Toate duc către apariția unor fenomene gen poltergeist sau bântuiri pentru că aceste tipuri de energie apar pe aceste fonduri, această modificare de câmp energetic. Cu cât este mai slab, cu atât au și ele mai multă forță să iasă. Ele ies de obicei pe întuneric, orice filmare, am mai văzut anumite filmări în lumină, sunt povești, sunt făcături. Ele apar numai pe întuneric, apar numai în locuri umede, ascunse, întunecate și sunt suflete nemulțumite, în general. Ce se întâmplă, Cristi? Păi, în primul rând, factori externi. Factori externi pentru Pământ sunt și Luna, pozițiile Lunii. Nu mai spunem de Luna plină, Luna nouă. Și eclipsele. Și Luna roșie. Și Luna roșie, da. Eclipsele de Soare și de Lună. Anumite perturbări, cum spunea și dânsul, electromagnetice, creează niște, nu știu dacă să le spun coloane, creează niște porți accesibile celor care vin. Trebuie să spun încă de la început că nu toate entitățile care apar filmate sau înregistrate sau își fac prezența, toate sunt de frecvență joasă, să nu înțelegem. În general, cele de frecvență joasă își caută locuri ascunse, locuri părăsite, locuri abandonate de oameni sau își fac apariția în zona, inclusiv efectele poltergeist. A fost acum ceva timp în urmă, cu câteva luni, acest fenomen care avea loc într-o familie în care ei se certau tot timpul. Deci omul poate genera aceste fenomene prin răutate, prin agresivitate, trebuie să înțelegem foarte, foarte bine acest lucru. Deci, în momentul când apar, ele apar și de cele de frecvență joasă, care caută, sunt spirite rătăcite și o să vorbim mai târziu despre ele. Este o energie negativă, exact, emanată din această nemulțumire. Ele sunt, în general, aceste entități sunt niște forme energetice, dacă o luăm științific, se numesc forme ectoplasmatice și știm foarte bine că ele pot apare în prezența unor evenimente și evenimente poate să fie și, exact ce spuneam, lună plină, eclipse de soare, știu eu, niște conjuncturi astrale deosebite despre care am mai vorbit, în prezența unor persoane sau în prezența înainte de unele evenimente care poate să schimbe major ori o familie, ori o structură. E foarte important, pentru că marea majoritate a lor vin spre a anunța, spre a ne da niște pârghii, ca să înțelegem.
Vorbesc de entitățile de o vibrație înaltă. Nu vorbesc de cele joase care își fac prezența prin țipete, prin urlete și prin alte... Anunță evenimente viitoare. Exact, evenimente viitoare. Dacă să țin loc și... aici este un lucru foarte interesant. Aceste entități de vibrație înaltă, că ar fi bine să discutăm mai mult despre ele, nu vin neapărat în prezența persoanei care a părăsit-o. De exemplu, dacă a murit într-o familie, o familie în care exista o armonie, o persoană care într-adevăr a fost bună, a fost... ea s-ar putea să nu se poată comunica cu unul din membrii familiei. Și atunci este posibil să se manifeste cu un terț, cu un prieten de familie, cu un vecin, cu... un interpret. Sau chiar cu un interpret. Să nu mergem până la spiritism aici. Cel care înțelege, primește informația și o poate transmite. Traducător. Pentru că entitățile respective se pot manifesta sub... pot comunica sub foarte multe forme. Poate să comunice sub formă de... îți transmit sub formă de auz. Sau se manifestă... deschid o carte. Apar, știu eu, de foarte multe ori să lasă câte o foaie pe... să mișcă paharul. Și în momentul când se mișcă un obiect, este bine să ne dăm seama, pentru că paharul, dacă este un pahar cu apă, este P-ul de la pahar, este A de la apă. Și prin comunicare putem să ne dăm seama exact ce dorește entitatea respectivă să ne comunice. Mie sau interpretului sau persoanei respective. Și aici trebuie să subliniez un lucru foarte important. Nu orice manifestare din casă, din studio sau știu eu de unde se fac, manifestare de trosne, de asta semnalează prezența unei astfel de entități. Trebuie eliminate toți factorii de umiditate, da, de căldură, important, de răcoare, pentru că în momentul în care e foarte cald afară și dau drumul la aerul condiționat, mobila o să întrosnească sigur. Știm, că... da, sigur că lemnul este elementul cel mai puternic rezonant în acest punct de vedere și la umiditate și la uscăciune el se umflă sau, și automat se aud pocnituri. Ei, și sticla este un element, iarăși puternic rezonant referitor la acest lucru. Și ceramica. Poate să crape și singură, nu trebuie neapărat, pentru că există punctele de sudură. Când se toarnă un pahar, există un punct de sudură. Ăla, dacă îl atingi un pic, se sparge singur. Dacă este o presiune sau o temperatură prea mare, se poate sparge. Nu trebuie neapărat să fie o entitate care să vină să rupă. Ce părere ai, Marian, despre această intensificare? Deci, noi spunem că, de fapt, totul a început... mii de ani. Aceste entități au existat cu noi din totdeauna. Bineînțeles. Da? Unele popoare chiar și-au clădit o anumită credință în aceste entități, în sensul că respectându-i pe cei care dispar, numai atunci vei fi la înțelegere cu natura și te vei putea dezvolta cum trebuie. Acum, existând aceste două fenomene de hunting, adică când de fapt auzi voci sau ceva, iar poltergeist când există o materializare a fenomenului, da? Acestea există dintotdeauna. Noi am pregătit acum un curs de Feng Shui spiritual și vreau să vă spun că partea importantă o reprezintă această împăcare cu spiritele care au plecat. Și tot la tine în emisiune am spus luna trecută despre luna fantomelor, dacă ne aducem aminte, care a fost august, care spuneam că este luna în care cei care au rămas fără corpuri își caută un corp să dispară, vor fi accidente de circulație, vor fi foarte multe necuri și chestii de astea. Deci, respectând că aceste spirite există, atunci putem să înțelegem lumea. Este mult mai ușor pentru noi să încercăm să ne adaptăm, să înțelegem lumea, decât să încercăm să o schimbăm. De exemplu, dacă dânsii spun, toată lumea spune, domnule, să spar paharul cu apă, să încerc să fac o descriere așa foarte armonie. Domnule, de ce s-a întâmplat? Mai bine mă schimb eu și încerc să respect că există spirite și atunci pot să înțeleg fenomene. Dacă eu de la început spun, domnule, nu există spirite, ce nebunii vorbiți, atunci nici nu are sens discuția. Sunt oameni care o să zică de la început, plecați cu chestiile astea. Dar odată în viața lor au experimentat acest lucru. Cel mai ușor lucru de experimentat este să vă gândiți că vă duceți acasă, vă puneți cheile într-un loc, și după aceea, nu le găsiți. Rupeți casa în două. Dom'le, am pus, nu le găsiți. E, atunci trebuie să realizați că, de fapt, există spirite în fiecare locul. Și dacă primul lucru care se face din punctul nostru de vedere este să te înțelegi cu spiritele respective. Chiar și în studio la tine, vorbim serios. Chiar în orice locuri există, mai ales în locurile de durere. Care sunt locurile de durere? Cimitire, spitale,
pușcării. Tribunale. Tot ce aduce energie in, tot ce ți aduce durere, acelea sunt locuri pe unde aceste spirite își caută victimele. Dacă noi nu vrem să le înțelegem și spunem de la început, suntem închiși și spunem, nu există așa ceva, putem să spunem, nu e nicio. Dar va fi mult mai ușor să explicați orice dacă admiteți că aceste spirite există. Bun, haideți să urmărim un film, un caz clar de posesie demonică petrecut într-un supermarket. Să vedem ce se întâmplă. Am revenit, da, un caz destul de straniu, aș spune. Neplăcut. Neplăcut și dur. Numai că aici trebuie să facem o remarcă. Aceste entități de joasă frecvență, cum spuneam, se bagă în tot felul de locuri ascunse. Unde găsesc teren. Prind și unde găsesc teren și asupra persoanei respective. Deci dacă persoana respectivă era o persoană puternică, nu avea ce să-i facă. Și avea probleme cu corpul emoțional, sigur. Undeva era zero la zona asta și atunci automat... Adică persoane fără emoții sau fără viață sufletească, la ce vă referiți? Emoțiile sunt la nivel maxim pentru că nu mai are energie. Ce înseamnă el și-a consumat pe tot felul de supărări anterioare și aici este la limita de a cădea... Devitalizat. Da, dacă vreți să spuneți, în schizofrenie. Deci e la limită. Poate să fie chiar persoane schizofrenice, pentru că ele nu mai au energie pe acest corp care este cel emoțional. Și atunci sunt foarte ușor de atacat. Cei care sunt puternici, deci au energie pe corpul emoțional, nu suferă la tot felul de informații atât de neplăcute, atât de mult, sunt cei care sunt echilibrați, sunt puternici. Nu pot fi atacați. Nu știți că și în biserică se spune, când se întâmplă un asemenea fenomen și preotul încearcă să scoată, nu părăsiți biserica. De ce? Pentru că sunteți deschiși și puteți fi ușor atacați. Ori aici, în biserică, sunteți protejați. Stați până se termină această extracție. Demonul respectiv este scos și trimis undeva în lumină. Diavol sau cine știe ce este. Deci protecția aia trebuie să existe, dar omul ăla a fost slab, că altfel nu era atacat. Deci niciun om puternic nu poate fi atacat în situația asta. Tânărul sigur avea o problemă de genul ăsta. Dacă v-ați uitat, se ducea să-și ia un suc. Deci un energizant. Energizant cine ia? Cei care sunt slabi. Care sunt obosiți. Și l-a luat demonul după raft. L-a luat de lângă un aparat electric. Deci este o vitrină frigorifică. Da. Deci ei au tendința, spiritele de joasă frecvență, au tendința să se apropie de tot ce ține electric. Câmpul electromagnetic puternic. Le atrage. Se manifestă ca să se încărce. Se manifestă mai puternic atunci. Și au nevoie de locuri ascunse și locuri cu câmpuri energetice mai puternice. Dar de oameni slabi. Uneori este foarte ușor să explicăm toate aceste fenomene cu baza cunoștințelor care le avem. Să credem că există o condiție medicală. Multă lume probabil care se uită o să zică, stai domnule, că dacă omul avea o condiție medicală care să-l împingă la asta, poate nu l-a atacat nimeni și asta e. Într-adevăr, noi acceptăm mai degrabă toate aceste explicații de ordin medical, care și medical, dacă îl întreb pe asta, de ce i s-a întâmplat în locul ăla, de ce a avut acest seizure, nu se poate să-ți explice, da? Dar, din nou, eu spun că lumea vorbește despre protecție. Într-adevăr, există protecție și mai ales seara,
da? Mai ales seara, oamenii sunt vulnerabili. Și din cauza aceasta, multe din fenomenele, așa cum aminteai, apar seara. Dar asta nu înseamnă că nu apar și ziua, ca să ne înțelegem. Uneori o să vedeți un om care face niște gesturi, iar după aceea zice, Dumnezeu, nu mi-aminte să fi făcut așa ceva. Adică putem să-l credem sau putem să spunem, stai că nu mai vrea să îndepărteze din spre el aceste probleme. Dar, de fapt, aceste spirite există. Eu mă detașez de fenomenul de fantom. Nu e fantom. Există un spirit. Există o energie. Dacă vreți să discutăm de energie, probabil că s-ar putea măsura, dacă noi am fi destul de deschiși la minte să știm ce să măsurăm. Sigur se pot măsura. Dar, bine, noi putem să măsurăm niște parametri care noi credem că s-ar modifica, dar de fapt aceste energii, eu zic că suntem totuși departe de a le măsura și, sau de a le interpreta. Există o energie? Există ceva acolo? Haideți să vedem în ce situații pot apărea astfel de energii supărătoare, astfel de nemulțumire ale acestor entități. Ne-ați explicat că sunt persoane care au un soi de devitalizare energetică, chiar emoțională, deci persoane supărate oarecum pe ceea ce li se întâmplă, nemulțumite, oameni care au avut, nu știu, Cristi, poate tot soiul de situații neplăcute în viață, poate au avut chiar o situație de eșec sau le-a murit cineva și au căzut foarte rău, nu au înțeles ceea ce li s-a întâmplat. În primul rând, nu sunt persoane care într-adevăr au probleme. Și știm foarte bine și le duc greu. Dar asta nu înseamnă că o entitate se prinde de el sau de ea. Pentru că s-ar putea structura persoanei respective, cu toate problemele pe care le are, să fie o structură puternică. Să fie un om pe interior foarte puternic și acea entitate nu apare. Dar o persoană care gândește tot timpul negativ, de dimineață din sculare în culcare, e pesimist, totul îi miroase, totul... Ce înseamnă? Consumă continuă energie. Exact, exact, exact. Și atunci mâncarea nu-ți dă atâta energie cât consumi. De ce? Pentru că nu are nivelul energetic. Atunci de unde e din altă parte? Nicăieri. Și atunci vine el să-ți dea, las că ți-o dau eu. De ce? Entitățile astea caută oameni devitalizați pentru că îi pot controla. Exact. Ori pe cei puternici nu au rezistență, de fapt. Exact, exact. Cei slabi și pot fi chiar oameni supărați, dar supărați exact tot pe același motiv, că în ziua respectivă au avut un eșec, o supărare mare, au consumat mult tot așa pe corpul emoțional, a ajuns la zero, și sunt ușor vulnerabili de absolut oricine, chiar și de un om care este, nu are nicio legătură cu, presupunem, tot felul de atacuri, dar care este tot așa supărat și îl atacă energetic pe respectivul personaj, pentru că îi spune niște cuvinte urâte că el e supărat. Ei, atacul ăsta este invulnerabil pentru altcineva, dar pentru cel care este deja slăbit, nu face decât să-l mai dărâm un pic. Mai sunt oamenii expuși, acum e prin prisma meseriei, n-avem ce face. Oamenii care lucrează în subterane. Sunt foarte multe cazuri de apariții de genul ăsta la metrou. În fața mecanicilor de la metrou. Știm că se sinucid la metrou și în subsolurile Casei Poporului. Oamenii care lucrează în subteran în minele de cărbune. Deci, de ce? Pentru că toate aceste entități de joasă frecvență caută locuri întunecoase, reci. Și oamenii ăia chiar nu au nicio vină. Adică e meseria lor să lucreze la metrou sau să lucreze în este celebră apariția între Bușteni și Sinaia acum câțiva ani buni a unei entități mecanicului de locomotivă care numai în România se poate întâmpla și a fost dat afară pentru că a spus ceea ce a văzut. A apărut această entitate ziua, atenție, nu noaptea, o chestie foarte interesantă, a zis că era o femeie îmbrăcată în ochie de... Mult mai rar. Mult mai rar apar ziua? Ziua, da. Mult mai rar, da. Ce s-a întâmplat? El s-a speriat, a oprit, după curbă, cine știe, pe calea ferată dinspre Sinaia spre Bușteni, înainte de a se intra Bușteni, este o curbă ușoară. Trenul acolo era căzut un stâlp. Deci mecanicul, dacă mergea cu viteză, avea posibilitatea, nu știm dacă murea sau deraia trenul. Deci acea entitate a venit să-l anunțe. Este relatată, a fost relatată și în presă atunci și un lucru extrem de interesant. Eu cred că majoritatea dintre noi au avut la un moment dat o interacție cu aceste energie. Poate unor nici nu am dat seama. Nu ne-am dat seama, n-am știut să ne interpretăm. Suntem manipulați. Deci, începând de la credința care există, că dacă cineva din familie dispare, trebuie să pui pâine și apă într-un colț și chestii de astea,
Totdeauna când cineva părăsește o familie, de obicei se spune că aceste spirite, aceste energii rămân aici și uneori vor să-i ajute pe cei din jur. Nu întotdeauna ajutorul lor e cel mai bun. Din această cauză există diverse ritualuri ca să poți să scapi de aceste energii și nu numai atât, există chiar credința cu cât plângi mai mult la un eveniment ăsta când dispare cineva, da? Se spune că tu oprești sufletul lui să plece. Da. Deci e o greșeală să faci. Corect. Să ne vorbiți puțin despre aceste suflete care nu pleacă, care nu se decuplează atât de bine și care totuși rămân oarecum agățate în lumea noastră și tulbură, pentru că sunt cei care sunt la graniță și care ne pot tulbura. Rămân între două lumi. Nici în cea fizică, nici în lumină. Sau, eu știu, în întuneric. Sunt cei nemulțumiți de obicei și cei care au fost prinși în material. Deci, prea ancorați în material. Foarte ancorați. Și atașați de ce o parte ce din cei care mor violent. Că nu știu până da, să dezmeticez. Cum e războiul. Războiul. Să nu spunem material. Hai să spunem, foarte bine ai adus cuvântul, atașament. Deci atașamentul poate fi material sau poate fi de altă natură. Să spunem că cineva își iubește corpul nemaipomenit. Se duce, trage de fiare, de bine nemaipomenit. El nu-l tratează ca pe un vehicul al vieții lui, da, acest corp, și atunci se atașează foarte mult de corpul lui. Deci nu e ceva din punct de vedere financiar, ci este pur și simplu un atașament. Poate un să fie atașament. De o casă, casa Sigur. Lui, e viața lui și el să nu plece de acolo. Pământul se dărâmă, se curăță soția lui. Nu vrea să părăsească. Dragostea este un atașament. Cu cât te atașezi și mai mult de persoana nu respectivă, vrea să o lase. Nu vrei să o lasă să dispare. Noi avem un mic egoism. Dacă cineva dispare din familia, din familia noastră, noi spunem, bă, știam că e aici lângă noi, dar noi nu ne gândim că poate omul acela nu era bine lângă, în lumea asta, era bolnav sau eu știu prin ce trecea. Dar noi ne atașăm de aceste lucruri, uitând pentru o secundă baza. Când venim, venim singuri, când plecăm, plecăm toți singuri. Orice am face. Faptul ăsta că erau foarte prinși de material, că de casă, de bani, de nu le permite să primească lumină. Pentru că ăsta este esențialul. Dacă n-au lumină interioară, nu pot pleca. Cum să plece? Dacă nici jos nu-i primit, nici sus nu-i primit. Atunci rămâne aici, prins în cele două lumi. Ce face? Bântuie. Până se găsește cineva care reușește prin rugăciune să cheme lumina, să-i dea, în așa fel încât să-i deschidă acel canal, tunel, știți, care se spune că se deschide și să poată pleca, să se liniștească, cum se zice, din alt punct de vedere. Altfel nu poate pleca. E, nu oricine poate percepe sau nu oricine poate iarăși să rezolve problema asta. Pentru că trebuie să percepi, trebuie să știi cum să faci, trebuie să știi pe cine să chemi, că trebuie să aibă și tehnică, să aibă și putere, forță, cum se zice, pentru a-l ajuta să-i dea lumină. De aceea știți că și la înmormântare se un număr de zile, 40 în mod special, se aprinde câte o lumânare. De ce? Ca să-i dai lumină mortului să plece, să se ducă, să-i fie și lui... Drumul, da. Da, să fie și lui bine. Pentru că în timpul vieții nu știi câtă lumină a primit. Este destul de greu. Se poate determina, nu e imposibil. Dar acele entități, dacă au 10 sau 30%, au puțină lumină. Ăștia n-au deloc. Sunt zero. Și atunci sunt practic prinși în întuneric aici. Se poate să-i ajutăm. Și mai este o problemă mare. Aceștia prinși, mai ales dacă e atașat de pământ, sau e atașat de casă, sau e atașat de un obiect de valoare, ei, dacă tu nu știi și nu-i dai libertatea, nu-i dai acea lumină să plece, încep să ai probleme în casă. Nu poți să vinzi pământul, încep blocajele financiare în casă, pentru că el blochează absolut tot. Dar nu poți să scapi de obiectele exact, care i-au aparținut. Exact. El se învârte prin casa aia, scârțe, exact. Trântește. Nu te lasă să te eliberezi. Exact. Atenție mare! El nu întotdeauna vrea să-ți facă rău. Asta e foarte interesant. Da, nu neapărat. El poate să-ți vrea să-ți facă bine, dar în binele pe care îl înțelege el. Din cauza asta, noi, de câte ori mergem într-o casă de asta, primul lucru care te gândești este sugerăm că trebuie să te împaci cu spiritele locului. Da, da. Există uneori chiar tradiția ca dacă ai plecat pentru o perioadă, nu foarte mare, câteva luni, și ai venit înapoi, spiritele locului spune că trebuie să le îmbunezi. De asta, din această cauză, noi punem, se pun fructe în casă, se aduc diverse rugăciuni pentru ca a te
împăca cu aceste spirite locale. Bun. Sunt diverse situații de genul acesta în care, exact cum spuneați, nu realizăm întotdeauna ce se petrece, nu ne dăm seama. Dar aș vrea să vă întreb, se poate întâmpla ca și o persoană obișnuită, o persoană care în mod normal nu are o astfel de interacțiune, pentru că nu toată lumea are astfel de interacțiuni, să fie într-un pericol de genul acesta, nu știu, poate să se simtă amenințată de către astfel de entități? Nu, a spus foarte bine, Marian. De cele mai multe ori și dintr-o experiență... Adică vreau să spun să nimerească accidental într-un context de genul acesta, nefiind o persoană cu preocupări joase și să nu mai poată scăpa sau să preia din destinul cuiva, nu știu, poate într-o curiozitate de a ajuta și așa mai departe? Nu. Ele, în primul rând, tot genul de manifestare, indiferent cum se manifestă sau cum comunică, ele au nevoie de ajutor, foarte clar. Unele dintre ele, mai ales cele de vibrație joasă până spre vibrație înaltă medie. Pentru că cele înalte nu coboară niciodată decât să ajute pe cineva, foarte clar. Nu vine să troncăne pe în casă, nu-ți vine să spargă paharele. Problema e următoarea. De preluat karmă, sincer, mă îndoiesc. Nu. Aici nu, nici destin. Nu are cum. Nu am spus de preluat karmă, am spus să... preiei oarecum dintr-o astfel de situație în care cineva din lumea de dincolo agresează o anumită persoană. Nu prea agresează. Singura problemă care se întâmplă din banca, nu, cel puțin din banca mea de date, persoana respectivă e conștientă că există o entitate, se manifestă într-un anumit mod, nu face absolut nimic și în timp ea își creează probleme. Nu entitatea îi creează probleme. De ce? O ia cu capul. Întoarce tot timpul că e frică, ca și când... Deci nu încearcă să rezolve problema globală, exact ce spunea și Maria, să te înțelegi cu entitatea respectivă, să vorbești cu ea, să creezi un echilibru. Și cade emoțional, exact. Cade mai mult decât atât. Fricile. Toate aceste sentimente de durere sunt în sufletul nostru. Sunt în interior. Noi de obicei căutăm totdeauna răspunsuri la exterior. Când de fapt toate răspunsurile noi le avem, dar nu știm să ni le dăm. Noi ne creăm fricile. Uitați-vă la un copil. Luați un copil de 2 ani, puneți-l pe o bibliotecă, o să sară direct în cap. El nu știe nimic despre frică. Dați-i drumul pe stradă la ora 2 noapte. Nu știe nimic despre frică. Despre corect, nu știe nimic. Aceste frici sunt la noi în sufletul nostru și noi le dezvoltăm și nouă ne e frică de ceva care nu există. Și ne putem crea entitățile. Sunt persoane care își creează prin minte acele lumi imaginare. Nu există niciun fel de entitate în zona respectivă, dar el sau ea o creează. Sau dau vina pe alții. Exact, sau dau vina pe alții. Să urmărim un alt film în care într-o seară o familie a primit vizita bunicii. N-ar fi fost nicio problemă dacă bunica ar fi fost în viață. Din păcate nu mai era, trecuse de mult în lumea de dincolo. Și să vedem ce s-a întâmplat. Sunshine, honey, wake up. What? Honey, I heard something downstairs. Seriously, come on. What? I'm sleeping. I get that, I know. But I don't. There's something downstairs. What? Anna, I don't know. Okay. Maybe that. Am revenit, da, puțin înfricoșător filmulețul, dar... Ce vorbeam mai devreme? Fricile din noi. Dacă noi am fi... Deci, întotdeauna când o persoană dispare dintr-o familie și ea este... a avut o relație deosebită cu unul din membrii familiei, nu este... De câte ori ați auzit?
L-am visat pe cutare. Unde l-ai visat? L-ai visat într-un loc, într-o acțiune. Haideți să analizăm puțin filmul. Da, acum revenind aici, da, ați văzut, la un moment dat ea vede persoana respectivă, după care întoarce capul și nu o mai vede. Deci, problema este că, ce spunea și dânsul mai devreme, poate să fi fost numai în mintea, în mintea persoanei respectivă că a văzut ceva. Da? Acesta este un film, nu o să credem noi că a stat ăla cu camera și că a filmat în cameră. Că dacă vă vedeți, nu este, totul este... Nu este o filmare dintr-o cameră montată undeva într-un loc care filmează, da, 24 de ore. Dar suntem conștienți că există lucrurile astea. Există. Deci absolut. Dar nu ăsta. Absolut. Acesta este un caz ca să-l... Dar, să identificăm să situația, identificăm. Sigur. Dar, atenție mare. Deci ne-am liniștit. Noi suntem clar că dacă noi am avut o bunică în familie și ne-a iubit foarte mult, atâta timp cât noi nu-i dăm drumul sufletului ei să plece, avem posibilitatea să trecem prin acest fel de situații. Domnule, aceste entități sunt ectoplasme, așa cum a spus domnul. Nu au formă exact ca omul, limitată. Este difuză. Nu poate să apară exact cum a fost contur. Deci asta e filmare făcută pentru a speria pe unii și pe alții. Atât. Nu are legătură. Plus că a apărut în lumină. Nu apar în lumină. Foarte rar. Ce am spus mai devreme. Rar, rarisim apar în lumină. Nu, aici trebuie să spunem un lucru. Majoritatea apar în semnul. În general, entitățile de genul ăsta, că, cele cunoscute... Deci, nu, stați un pic, nu apar niciodată chiar la asemănătoare omului? Adică nu pot arăta precum... Mintea noastră o creează. Da, dar n-au dunga asta, linia perfectă. Bine, perfect. N-au consistență, pentru că, nu, sigur. Pentru că pe bunica, eu știu cum arăta. Corect. Altcineva nu știe cum o arăta. Deci, nu o să o vadă cum o văd eu. Evident. Pentru că eu forma o știu exact, că e bunică, că e, știu eu, bunic și așa mai departe. Deci ea este, entitatea respectivă, între ghilimele, ia forma în capul meu, în creierul meu, ea există. Ca, adică vreți să-ți spuneți, de fapt, stați un pic, vreți să-ți spuneți de fapt că noi ne imaginăm aceste lucruri și că ele nu există în realitate? Nu, nu, am spus că ele există în realitate, numai că forma ectoplasmatică... Am înțeles, ar putea exista din punct de vedere al energiei, exact. Dar nu ca un corp fizic. Ca un corp fizic, exact. Deci tu nu o să vezi pe vine zombi spre tine și zice hai să te strângi. Nu atât de clar delimitat, este difuz. Clar, modul de transport a oricăror entități este sferic. Este cunoscut din fizică, forma minimă energetică este sfera. În momentul când ajung în anumit loc, încep să se reformeze pentru a înțelege omul respectiv, exact, despre ce e vorba. Deci eu mă transform în acea bătrână ca să înțelegi că eu sunt de fapt bunica ta. Dar ea se transportă numai sub formă de energie și asta formă sferică. Și ați văzut, există și studiul acela Sfera, în care au descoperit niște americani că sunt sfere de energie și nu știu exact despre ce e vorba. Clar că peste tot, în tot felul de filme, de aparate, de poze, apar tot felul de energii sub formă de sferă și nu se știe exact ce. Ba da, se știe. Unii nu știu. Dar faptul că scot în evidență că există așa ceva e un mare lucru. Să vedem după publicitate ce alte tipuri de interacțiuni între lumi mai pot exista și în ce scop. Am revenit să discutăm acum despre o altă latură întunecată a paranormalului, despre fenomenul poltergeist. Am să vă rog întâi să ne explicați ce se întâmplă. Am înțeles că în cazul poltergeistului nu este vorba despre fantome, nici de cum, ci este vorba despre un soi de energie pe care chiar noi o putem crea. De fapt, ce se întâmplă? Persoanele care sunt în viață au foarte multe nemulțumiri și nu reușesc să le exteriorizeze. Atunci adună această formă de energie foarte mult și la un moment dat simt nevoia să explodeze. Nu o pot controla și o emană într-un anumit loc, de obicei într-o casă. E, acest surplus de energie într-un anumit loc, clar că produce ceva, o modificare. Și modificările astea sunt cunoscute ca zgomote, sunete, țipete, pocnete, explozii, foc, chiar spargere de geamuri, de... În primul rând de geamuri. La efecte, 95% din efectele portocale se sparg ceva de sticlă. Geam, pahar și după aia urmează celelalte fenomene. Lemnele care, iarăși, sunt foarte bune rezonatoare la energiile acestea care se pot rupe chiar. Deci e o energie explozivă. Foarte mult adunată. Fenomenul este cunoscut din vechime. Sunt foarte multe
evenimente notate în diverse situații. Nu le știm pe din afară, că e greu de... Însă, fenomenul este cunoscut pentru că apare la persoanele nemulțumite. De obicei, persoane singure sau persoane care au avut tot felul de evenimente în timpul vieții neplăcute și care le-au adunat. Știți că, din punct de vedere psihologic, sar din una în alta un pic, că, pentru că sunt legate. Se studiază omul că trebuie să se liniștească. De ce? Ca să-și creeze acel echilibru din punct de vedere nervos și să-și creeze câmpul de energie, să-și îl refacă, gen aură. E, aceștia nu știu și nu pot. Nu sunt dirijați, nu cunosc. Automat, consumul este foarte mare, dar la un moment dat apare reechilibrarea. Cum? Prin emanarea asta energetică, de obicei de la nivelul sufletului, care duce în asemenea distrugeri. Nu se poate controla. Să urmărim un alt film în care un cuplu tânăr se pregătea să meargă la culcare într-o noapte aparent liniștită, să vedem însă ce s-a întâmplat ulterior. Hey, baby. Really? Yeah. What are you doing? Come on, you always use the camera. Because I think there's something weird in the house, not for what you are thinking. Oh, come on. Let's show people what, you know, home video is made for. Come on, baby. No. Come on over here. Come on. What the? What was that? I don't know. There's no way that could have closed by itself. What is going on? Careful. What is it? There's nothing in here. There's nothing in here. What's going on? Do you hear that? What is that? That's a baby crying. What? Babe, hold on. Hold on. What is going on? I think that is coming from her nursery. Baby, hold up. Hold up, we don't... This can't be happening. It's getting better. What's going on? Wait. The door's shut. We never close our door. Baby, we have to help her. Wait, come on. This doesn't make any sense. There's no baby. There's no baby in here. She's crying, baby. Please. We don't know. Oh, she's crying. Why won't it open? Why won't it open? What is that? No, babe, not so close. No! What is going on? Oh, no. There's nothing in here. There's nothing in here.
you want to tell me again how we're not haunted? Am revenit, da? Ce, în ce situație am fost aici? Nu, e un lucru, dacă pot să spun așa, normal. Deci nu e nimic senzațional. Este posibil ca... Nu este nimic senzațional? Nu este nimic dacă... senzațional în sensul că este explicabil. Tot este explicabil. De ce? Pentru că această încăpere, nu știm unde există apartamentul respectiv, dar dacă această încăpere era exact ce spuneam mai devreme, este lângă un cimitir, lângă un spital. Este posibil ca acel copil să fie un copil care a murit sau care revine în zona respectivă. Nu avem detalii despre apartament. Dacă el a fost cumpărat, dacă a existat, copilul e posibil să fi murit acolo. Probabil că e un fenomen energetic care se întâmplă în camera respectivă, care a atras acel zgomot. Deci, din punct de vedere teoretic, aici sunetul se poate să fie. Mâna aia, însă, eu am o mare îndoială că ar putea să apară. Adică e făcută, filmat, să sperie lumea. Dar nu e. Da, dar poate, mâna, poate, poate mâna să fie generată de frică. Imaginația ei, dar nu apărea pe film. O secundă, da. Deci spune că este în casa unui cuplu. Păi ce cuplu ăsta nu știa că are un pătuț gol acolo, în cameră? De ce ține un pătuț gol? Cu jucării? Da, haideți să discutăm fenomenul. Da, fenomenul poate să existe. Deci ca fenomen... Ei încă nu aveau copii, asta era. Nu, dar stai puțin, au patul, au copilul și este o mână de copil plâns cu ceva în mintea lor. Trebuie să o interpretăm ca exact dorința lor. Corect. Pentru a apărea acel copil, ei l-au creat din punct de vedere energetic. El a apărut energetic, dar fizic încă nu este și se manifestă sub o anumită formă. Deci, din punct de vedere logic, există posibilitatea, au apărut, de mai multe ori se pot explica aceste fenomene. Problema este că, repet, mâna aia n-are ce să caute în film. Aia pe sub. Haideți să analizăm fenomenul. Aceste fenomene se întâmplă, nu? Da, da. Deci, asta este chiar exact fenomenul poltergeist. Asta este tema emisiunii. Deci, emanație... De ce s-ar întâmpla astfel de fenomene? Emanația energetică a ei, exact. Probabil, care își dorește foarte sau mult... Patul. Nu știm dacă pătuțul ăla a existat dinainte, nu știm ce s-a întâmplat și patul poate genera chestia asta, e o amprentă. Da. Sau dacă cumperi mobilă, atunci nu mai e poltergeist. Atunci nu, să nu discutăm neapărat despre un anumit film, dar sunt cazuri concrete, oameni corect. Care au relatat, adică cunosc personal situații. Alina, de poltergeist, ei oameni nu este film. Foarte sănătoși corect. Și oameni chiar ancorați în concret, adică nu să spui că sunt oameni cu preocupări în zona asta mai aiurită, să-i spunem așa, pentru că așa ieșită consideră foarte normal. Mulți oameni că noi suntem într-o zonă mai din normal. Puțin ancorată în realitate, dar deci există persoane care au spus fără a putea fi suspectate că mint sau că exagerează sau că trăiesc într-o fabulație, cum că s-au mutat într-o casă și au auzit tot felul de zgomote, de plânsete, de pur și simplu lucruri care se repetau într-un mod în care nici măcar nu mai puteau locui acolo. Aia e bântuirea, ce am vorbit mai devreme. Da. Poltergeistul este fenomenul energetic pe care îl produc ei. Exact. Cuplul exact. Respectiv își doresc copilul și l-au creat. L-au creat, înainte exact. De forma fizică. S-au mutat ei un anumit obiect sau s-au mutat anumite lucruri. Nu s-au cumpărat mobilă, exact ce spunea de pătuț, s-au cumpărat mobilă veche, în care nu știi ce s-a întâmplat în pătuțul ăla de copil. Ar putea fi și această explicație. Dar nu e poltergeist. Nu. Deci, e tot o vorbeam bântuire. În general, exact. Este foarte interesant. Ai spus foarte bine. Dom'le, trebuie de definit elementul de poltergeist. Poltergeist nu e un film. Poltergeist este un termen folosit în Statele Unite și îl găsiți în dicționar, care nu reprezintă decât faptul că se materializează aceste fenomene. Deci materializarea unor fenomene din punct de vedere fizic, apariții de mâini, apariții de persoane, apariții, eu știu, cade mobila pe tine, da? Pentru oameni care au trăit astfel de experiențe fără a fi nebuni. Corect, există. Lucrurile astea nu mai par ceva, mă rog, de domeniul fantasticului. Pentru oameni care nu au trăit, desigur, par o nebunie și chiar cei care cred în ele par nebuni de-a dreptul. Dar totuși sunt... Asta corect, este realitatea. Absolut. Dar totuși oamenii care au trăit cu adevărat astfel de experiențe știu că ele se pot întâmpla. Ideal ar fi să stăm departe de ele și să fim tot timpul optimiști, veseli și să intrăm într-o energie foarte pozitivă și să nu ni se întâmple astfel de lucruri. Sau... Dar ce vrem noi de fapt să punctăm? Pentru că emisiunile au și un scop, nu numai de a discuta despre lucruri care poate pe unii înfricoșează. Scopul ar fi acela, să știm ce anume trebuie să evităm. Exact cum spuneați, că poate pătuțul a fost luat dintr-o zonă în care
nu s-a verificat foarte clar proveniența sau o casă, eu știu, poate nu a fost foarte bine verificată cine a locuit. De aceea se și spune că este mai important decât orice reper, este reperul energetic. Să știi cui a aparținut, cât s-a suferit acolo. Un obiect îți place foarte mult, poate este foarte valoros, poate poți să-l iei dintr-un anticariat, te bucuri. Da? Este un, nu știu, poate un obiect de decor și așa mai departe și te duci de una și dai de alta. E în fotoliu. Este foarte adevărat. Da. Noi am fost la piramida de la Kawachi. Și nu mai locuiești singur. Nu, dar vreau să spun, ne-am dus la piramida de la Kawachi și a venit un om acolo să ne dea un fragment de ceramică. Kawachi în Peru. Și frumos, mamă, e de 2000 de ani, e ceva superb. În momentul în care tu o să iei la acasă, iei toată energia locului la tine în casă. Și dacă e și urnă funerară, am pus-o. Oh. Și nu știi ce ți se întâmplă. Dar, de morți, prin ce spuneai mai devreme, că poltergeist, oamenii care au trăit poltergeist, sau cei care au întâlnit acest fenomen, singurul lucru care trebuie să-l facă, și ei îl fac, da, îl înțeleg și încearcă să trăiască cu el. Deci, până la urmă, trebuie doar să fim vigilenți și să înțelegem că aceste fenomene nici de cum nu trebuie să ne sperie. E adevărat că este puțin înfricoșător să vezi anumite lucruri, dar pentru a nu le trăi, ar trebui să înțelegem doar că ele pot exista și că există, dar că putem sta departe de ele înțelegându-le realitatea. Absolut. Pentru că este o altă realitate diferită de a noastră. Ele există, nici nu trebuie să există, pot exista. Noi o putem atrage în realitatea noastră. Dacă știm cum să funcționăm corect, cu siguranță vom sta departe de astfel de fenomene. Vă foarte mulțumesc bine foarte mult pentru participare, iar noi ne revedem și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. Noapte bună! On, off!